programele astea din copilărie pe relațiile luați din ce s-a întâmplat acolo în relația cu mama și cu tata, cum m-am simțit predominant în relația cu mama și cu tata și ce asumții am dezvoltat despre mine. Practic, asumțiile astea, convingerile astea despre mine pot suna ceva de genul: dacă am o rană de abandon sau de respingere, sau chiar și de comparație cu alți copii, pot suna ceva de genul: nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de frumoasă, nu sunt suficient de deștept, altcineva e mai bun decât mine, pe altcineva îl iubește mai mult decât pe mine mama și tata, nu contez, nu sunt importantă, nu sunt important, nu valorez, mă lasă pentru altcineva. Adică, vorbim despre fricile copilului tău interior. Ce legătură are asta cu zine cu o tehnică repede să manifestăm niște bani? Nu funcționează așa manifestarea, pentru că tu trebuie să înțelegi că tu manifesti din întreaga ta identitate. Iar când vorbim de o identitate, vorbim de un rol. Îți intri în rol. Deci tu ai intrat, ai venit pe lume pur, inocent, și după aia au venit chestiile peste tine. Zbătăile și scandalurile din casă, abuzurile, înșelările, comparatul, critica, abandonul, respingerea, toate aceste traume, acasă, după aia, la școală, bullying, comparații cu alți copii, poate sărăcia, care la fel ducea la bullying, ducea la comparații, sentimentul că nu aparții, sentimentul că alții sunt mai buni, sentimentul că trebuie să performezi ca să fii iubit, toate aceste lucruri. Acum, persoanele din viața voastră vă spun chestii de genul: nu te vreau, nu te mai iubesc, nu vreau o relație cu tine. Inclusiv aceste persoane te reflectă pe tine, adică conștiința ta. Există două niveluri de conștiință, hai să le numim două niveluri de conștiință. Există nivelul matrixului. Matrixul este cumva nivelul turmei, în care cam toți au vieți asemănătoare, cam toți au probleme asemănătoare în relații și cam același nivel. Ăla-i matrixul. Oile, deci toată lumea e la fel. La nivelul ăsta de jos al matrixului, programele îți vin, am zis, de la religie, de la televizor, de la săracii mama și tata care și ei au avut o viață grea cu părinții lor și au fost și ei programați prin traumele lor să creadă în lipsa iubirii, să creadă în... Și practic ne îndepărtăm de la esența noastră. În Biblie ni se spune așa: ești făcut după chipul și asemănarea divinității. Asta înseamnă că ești perfect deja. Că Dumnezeu nu face greșeli. Asta înseamnă că tu, cine ești tu în esență, ești destul de bun. Problema este că dacă ai anumite experiențe în care ai fost înjosit, umilit, abandonat, respins, abuzat, criticat, comparat, tu nu mai crezi că ești esență divină, te-ai îndepărtat de la divinitate, adică deja ai căzut în păcat, cum se spune în Biblie. Când îți negi divinitatea și când crezi că ești orice mai puțin suficient de bun și perfect, tu ești departe de Dumnezeu, ești departe de ideal și, cum se spune în Biblie, you're gonna die in your sins. Asta înseamnă să mori în păcatele tale. Deci noi am fost creați în conștiință după chipul și asemănarea Creatorului, după chipul și asemănarea divinității, adică ni s-a dat putere de creator sau co-creator, cum vreți voi să spuneți. Însă dacă noi am fost născuți albi și puri și a venit trauma și a aruncat pe noi așa ca un haină murdară, noi ne-am considerat murdari. Adică ne-am considerat mai puțin buni, demn să nu fim iubiți, greu de iubit, că vom fi înșelați, că nu suntem doriți, că nu știu ce. Și ne luăm o identitate. Și din identitate manifestăm. Există două tipuri de identitate. Există identitatea formată de ceilalți, din traume, din, cum am zis, tot ce mi s-a întâmplat la școală, acasă, tot ce am auzit și mi s-a spus despre mine. Și atunci, aia e o identitate. Identitatea de sine, din identitate, din cine mă cred a fi, manifest. Deci, al doilea nivel de conștiință este nivelul oamenilor treziți spirituali, care nu manifestă pe pilot automat, ci inconștient, ci manifestă conștient. Adică zic: băi nene, ce-mi doresc? Păi îmi doresc să fac bani. Câți? Atâta, nu știu, 1 milion de euro. Îmi doresc să manifest o anumită persoană să mă iubească, să vină în viața mea. Trebuie să-mi dau seama că tiparele astea le manifest dintr-o veche identitate, adică dintr-un film vechi